Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată ce subiecte vă propun pentru astăzi. În urmă cu puțin timp, un nou cutremur s-a resimțit în județul Hunedoara. Seismul a avut magnitudinea estimată de 5,7 pe scara Richter, fiind resimțit în România, Bulgaria și Serbia, mult mai intens decât cel de ieri, care a avut 5,2 pe scara Richter și a fost resimțit în aproape toate localitățile din județul Hunedoara. Cu toate că luni la rând sistemele de alarmare a populației în caz de dezastru au fost testate în fiecare zi de miercuri, acum nu a fost declanșată nici măcar după primul seism pentru ca replica să fie anunțată. După imaginile dezastruoase care sunt difuzate în ultimele zile cu catastrofa din Turcia, luni după masă un cutremur de 5,2 pe scara Richter s-a produs și în sud-vestul țării, fiind simțit inclusiv în județul Hunedoara. Epicentrul a fost în județul Gorj, la o adâncime de aproximativ 15 km. Seismul s-a resimțit și în Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Slovacia și Serbia. La ora producerii cutremurului în studioul televiziunii Hunedoara 1 se desfășura emisiunea Hunedoara în direct, avându-l ca invitat pe Adrian Bozdog, inspector șef al ITM Hunedoara. Camerele video au surprins momentul în care pământul s-a cutremurat. Senzația de amețeală s-a împletit rapid cu cea de teamă. A fost un cutremur, chiar acum l-am simțit, cred că și dumneavoastră l-am simțit chiar foarte bine. Am crezut că se întâmplă ceva în spate cu la colegii din regie, dar nu, chiar acum au anunțat că a fost un cutremur. Iată o senzație foarte ciudată pe care am simțit-o. Să sperăm că lumea este în regulă. Având în vedere ce s-a întâmplat în Turcia și Siria. Exact, exact. Deci am trăit în direct o senzație foarte, foarte ciudată. Cutremurul s-a simțit și în Sibiu, Craiova, Pitești, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Ploiești. Iar în județul Hunedoara, cel mai tare se pare că s-a simțit în Valea Jiului. Din fericire, nu au fost înregistrate pagube materiale ori victime omenești.